Să-i mulțumim micuțului Mihnea. Cum a fost? Foarte bine. Emoții au fost, știu că au fost emoții, dar asta e. Sper să ne apreciați greșelile pe care le avem, emoțiile pe care le avem față de dumneavoastră, pentru că dacă nu am avea emoții, n-ar mai exista nimic frumos pe lumea asta, nu-i așa? Da. Greșelile sunt omenești, doamna. Știți cum e? E o vorbă, și maimuța crade din copac și face greșeli, dar noi, nu-i așa? Mulțumim foarte mult. O să-i luăm. Acum vom trece la o altă prințesă. Ea se numește Diana Vlădescu. O fetiță absolut adorabilă. O fetiță care muncește foarte mult și foarte, foarte ambițioasă, să știți. Am reușit să-i cunosc, îi cunosc pe toți. Știu ce pot fiecare, da? Și ce nu pot, într-adevăr. Dar important e să avem răbdare cu acești copii. Nu trebuie să ne grăbim. Acești copii, nu pot să vă spun 100%, dar cel puțin câțiva din ei, da, veți mai auzi foarte multe lucruri frumoase în viitor. Poate că noi vom avea o vârstă mai înaintată, da, dar acești copii vor duce mai departe muzica adevărată. Și am aici în stânga mea o fetiță care, să știți că puțin copii sunt așa ambițioși, foarte puțin. Un copil care promite foarte mult. Eu să știți că sunt, este felul meu, da? Sunt echidistan și nu am făcut și nu o să fac niciodată, da? Discriminare de copii, dar ăștia sunt copii, nu sunt la același nivel, că asta este, da? Diana ne va cânta o piesă absolut superbă, o piesă, un hit al solistei Delia,
care vreau să vă spun că poate că este cea mai grea piesă, da? Cea mai, este și cea mai frumoasă, și cea mai grea. Și o piesă care, nu știu dacă o caracterizează vârsta, da? Cu ceea ce spune în text. Dar știți cum e, vedeți că muzica a evoluat foarte mult, doamnă și domnul. Și acum nu putem ca acești copii să cânte în fața dumneavoastră cățeluși cu părul crez și așa mai departe, da? Deci cred că dacă aș putea, dacă aș, ar trebui să cântăm asemenea piese, nu cred că ar fi o armonie frumoasă. Asta este. Muzica a evoluat foarte mult. Bineînțeles și copiii evoluează, pentru că nu ne dăm seama de formarea lor. Bineînțeles, acum repetăm, deci Diana va cânta piesa curată din repertoriul, așa, și mi-a spus la ureche, a doua piesă vreau să cânt, dar vreau să menționez un singur lucru. Un singur vrea să-i menționeze Diana, ci că spune, să nu-i luați niciodată dragoste. Mesajul, da, 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 da,